Ce probleme aveți aici? De aproximativ 2 ani de zile, de când s-a terminat strada 1 Mai, canalul a fost înfundat pe strada Gheorghe Doja, constructorul, și a venit de la primărie de câteva ori reclamat de către noi să vină să repare lucrarea. Nu au venit, ne-au întrebat pe noi dacă ne-ar acorda fiecare familie. Bineînțeles că le-am spus că toate familiile sunt acordate la canalizare. Dar canalizarea fiind înfundată, urina iese pe stradă. Este un miros pe care noi nu putem să ținem geamurile deschise. Din cauza asta vin mașinile stropeste cu urină. Stropește strada, pe strada 1 Mai, cât și pe strada Gheorghe Doja. Nu știu ce să facem. Ne-am fost... Cei de la Apa Canal cunosc situația, de la primărie cunoaște, cred că și primarul cunoaște treaba. Ce au zis cei de la primărie? Au venit, ne-au întrebat pe noi și au plecat fără să ia nicio măsură. Au venit de la primărie de cel puțin 3 ore. Au venit. Și n-au rezolvat absolut nimic. Cei de la apă și canalizare? Apă și canalizare nici n-au venit niciodată. I-au venit, urmarea, probabil primăria i-au sesizat, au venit și au dat o gaură acolo unde urina intră în canal acolo. Dar sâmbătă, duminica iese pe stradă. Aceste probleme de aproximativ 2 ani de zile. Deci 2 ani de zile urina iese pe... Da, urina iese pe stradă și stropește mașini, oameni. Dacă treci o mașină, dă în groapa asta, te stropește pe stradă. Nu poți să treci, trebuie să-i dai prioritate mașinilor și după aia să treci pe stradă din cauza urinei care iese pe stradă. Cum vă descurcați cu această groapă de infecție? Tot să ne descurcăm aici, fiind destul de mare și traficul, miroase foarte urât, vin oamenii, trec pe trotuar, trece o mașină, îi stropește, este doar rahat, dacă puteți să și filmați să vedeți. Foarte greu, de 2 ani de zile nu s-a făcut absolut nimic. Noi stăm aici pe stradă, în fiecare zi suporți mirosul, mai ales vecinul care stă aici și toți trecătorii care circulă pe această stradă. Este destul de rău, nu știu de ce nu se face nimic. A fost pe la autorități, pe la compania de apă? Da, s-au făcut sesizări, vecinii au făcut sesizări, dar din păcate nimeni nu a rezolvat absolut nimic.